Așează-te într-o poziție comodă și închide ochii. Nu încerca să dormi. E inutil. Te rog pur și simplu să închizi ochii, astfel încât atenția ta să nu fie distrată de obiectele din jurul tău. Spune-ți acum că toate cuvintele pe care le vei auzi în acest relaxament se vor fixa, se vor înscrie în creierul tău și că trebuie să rămână pentru întotdeauna fixate, înscrise și fără ca tu să vrei sau nu să știi, într-un mod inconștient, corpul tău și tu însuți te vei supune acestor sugestii. În primul rând, îți spun că în fiecare zi, când corpul tău va simți nevoia de hrană, vei simți acea senzație plăcută care te face să te gândești și să-ți spui: o, cum aș vrea să mănânc cu plăcere acum. Și tu chiar vei mânca cu plăcere, dar vei mânca cu măsură, fără a exagera. Vei mesteca îndelung mâncarea, astfel încât o vei transforma într-un soi de pastă moale, pe care o vei înghiți cu ușurință. În aceste condiții, vei digera bine și nu vei simți niciun stomac, niciun intestin, niciun fel de tulburare, niciun fel de durere, niciun fel de disconfort. Organismul tău va asimila foarte bine toate elementele nutritive și corpul tău va profita de toate alimentele pentru a produce sânge, mușchi, forță, energie, viață. Și din moment ce ai digerit foarte bine, funcția de a evacua va fi absolut normală și toate diminețile vei simți nevoia să evacuezi, fără necesitatea de a lua un medicament sau altceva, și vei obține un rezultat normal și satisfăcător. În plus, în fiecare noapte, începând din momentul în care dorești să te adormi, până în momentul în care vei dori să te trezești, vei dormi un somn calm, liniștit, în timpul căruia nu vei face niciun coșmar. Dimpotrivă, te vei trezi complet odihnit, fericit și bine dispus. Dacă se întâmplă să fii uneori trist, îngrijorat, plictisit, într-o stare proastă, de acum înainte nu va mai fi așa și în loc să fii trist, îngrijorat și împovărat de durere, plictiseală sau stare de rău, vei fi surâzător și fericit, chiar fără motiv, dar mereu fericit. Și îți spun chiar mai mult, chiar dacă există motive reale pentru care să te simți trist, tu nu vei fi. Dacă se întâmplă câteodată să ai momente de nerăbdare sau de mânie, nu le vei mai avea niciodată. Vei fi întotdeauna răbdător și mereu stăpân pe tine însuți. Iar lucrurile care înainte te plictiseau sau te iritau, te vor lăsa perfect indiferent, senin și calm de acum înainte. Dacă câteodată te-ai simțit atacat, chinuit de idei proaste și nesănătoase, de fobii, ispite, resentimente, frici, tentații, eu simt că totul se îndepărtează de tine, încetul cu încetul, de la ochii imaginației tale, și par să se amestece și să se piardă într-un nor îndepărtat, în care totul trebuie să se termine până dispar complet. Ca un vis care dispare când ne trezim, așa și aceste imagini inutile dispar. În plus, îți spun că toate organele tale funcționează la perfecție. Inima bate normal, iar circulația sângelui este regulară. Stomacul, intestinele, ficatul, vezica biliară, rinichii și toate celelalte organe interne sunt în plina lor activitate normală și echilibrată. Dacă în acest moment vreunul dintre organele tale nu funcționează bine, această anormalitate va dispărea, câte un pic în fiecare zi, astfel încât, nu peste mult timp, va dispărea complet, iar organul care este afectat va reprinde completa sa funcționalitate normală. În plus, dacă există leziuni în oricare dintre organele tale,
Acestea se vor cicatriza zi după zi și se vor vindeca rapid. Trebuie să știi că nu este necesar să cunoști organul afectat pentru a-l vindeca. Afirmația în fiecare zi, eu mă simt din ce în ce mai bine, din orice punct de vedere, are influența asupra subconștientului, care recunoaște și exercită propria acțiune asupra organului bolnav. Încă un lucru foarte important. Dacă până acum ai simțit în ceea ce te privește o anumită neîncredere, această neîncredere va dispărea încetul cu încetul pentru a lăsa locul unei depline încrederi în tine însuți, bazată pe acea forță incalculabilă care se află în fiecare dintre noi. Această încredere este indispensabilă pentru fiecare ființă umană. Fără încredere în noi înșine, nu se ajunge nicăieri, dar având încredere în sine, se poate ajunge oriunde. Ai încredere în tine și din această încredere vei obține capacitatea de a face nu doar bine, ci excelent toate lucrurile pe care le dorești să le faci. Deci când trebuie să faci ceva, pentru că trebuie să-l faci, gândește-te întotdeauna că este foarte ușor de făcut. Iar expresiile dificil, imposibil, nu pot, e mai presus de mine, trebuie să dispară din vocabularul tău și vor fi înlocuite cu este ușor și eu pot. Considerând un lucru ușor de făcut, el devine ușor, chiar dacă pare dificil, și tu îl vei face repede, cu ușurință, fără oboseală, pentru că îl vei face fără efort. Iar acum, în încheiere, vreau să-ți spun că eu știu că atât mintea ta cât și corpul tău sunt sănătoase. Sunt într-o stare de sănătate excelentă, cum nu a mai fost până acum. Iar acum, voi număra de la 1 la 3, iar când voi spune 3, vei deschide ochii, vei ieși din această stare plăcută și vei fi calm, plin de viață, puternic și fericit. 1, 2, 3. Deschide ochii și surâde.